Mulțumesc, colegi membri ai curții, stimați invitați, cu toate că mai avem un minut, două până la orele 10, eram în așteptare și altor invitați, dar s-ar putea să aibă o mică întârziere. Eu propun să mergem conform graficului și la strict la ora indicată să începem ședința. Toată lumea de acord? Atunci ne-am pornit. Stimați colegi și membri ai curții, în proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi avem inclus un singur subiect, cel al audierii raportului auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute de Societatea pe Acțiuni Tutun CTC. Vreau să readuc aminte că acest subiect a fost inclus ad hoc în programul de activitate a Curții pentru anul curent, urmare a hotărârii Parlamentului, care a fost adoptată în luna iulie, dacă nu greșesc eu, astfel încât, potrivit legii 260, care vizează Curtea de Conturi și activitatea instituției noastre, o solicitare trecută prin hotărâri de Parlament devine o acțiune obligatorie pentru Curte. Urmarea acestei decizii a fost desfășurat în perioada premergătoare misiunea de audit, care astăzi o să ne prezinte rezultatele acestuia. Stimați colegi, membrii curții, alte propuneri pentru ordinea de zi? Nu sunt. Astfel, ordinea de zi este aprobată și începem examinarea subiectului în cauză. La această etapă o să-l invit la tribună pe domnul Victor Munteanu, șef de direcție, pentru prezentarea raportului de audit. Vă rog. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată asistență, în prezenta ședință, Direcția Generală de Audit 1 prezintă spre examinare raportul auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în Societatea pe Acțiuni Tutun CTC. Misiunea de audit a fost realizată în temeiul programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 și solicitării Parlamentului Republicii Moldova, conform hotărârii numărul 83 din 19 iulie 2019. Scopul auditului a constat în evaluarea conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute de către Societatea pe Acțiuni Tutun CTC cu emiterea unei concluzii generale de audit. Pentru atingerea scopului propus al auditului au fost determinate patru obiective specifice de audit. Primul, procedura de privatizare a pachetului de acțiuni al statului deținute în Societatea pe Acțiuni Tutun CTC a fost desfășurată în conformitate cu prevederile cadrului normativ? Activele nete ale Societății pe Acțiuni Tutun CTC supuse privatizării au fost evaluate în mod regulamentar de către vânzător. 3. Politicile bugetar-fiscale anual adoptate și importurile produselor din tutun au influențat pozitiv activitatea ramurii tutunului producătorilor autohtoni și încasările la bugetul de stat. 4. Reprezentanții statului, membrii Consiliului, a Comisiei de Cenzori și managerii societății au administrat regulamentar pachetul de acțiuni al statului deținut în societatea comercială. Sursele ale criteriilor de audit care au stat la baza constatărilor au servit actele legislative și normative care reglementează procesul de administrare și de etatizare a patrimoniului public, inclusiv legea numărul 121, legea numărul 171, legea 989, hotărârile guvernului 145, 919, 453 și alte acte normative. Potrivit cadrului legal, atribuțiile Agenției Proprietății Publice țin de calitatea de deținător și administrator al pachetelor de acțiuni ale statului în societățile comerciale, pregătirea și desfășurarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, ținerea registrului patrimoniului public și alte atribuții conform competențelor. Probele de audit au fost colectate la Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Proprietății Publice, Societatea pe Acțiuni Tutun CTC, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat,
Biroul Național de Statistică și alte entități implicate în privatizarea pachetului de acțiuni ale statului deținute. Cu referire la aspectele principale privind organizarea și desfășurarea procesului de privatizare, auditul a constatat că societatea pe acțiuni Tutun Cetățen a fost constituită în anul 1998. Capitalul social al societății constituie 111,8 milioane lei, divizat în 5.591.000 de acțiuni simple, cu valoare nominală de 20 de lei. Până la privatizare, statul deținea 90,85% din pachetul total de acțiuni. În anul 2000, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat un proiect individual de privatizare prin concurs investițional a pachetului de acțiuni ale statului deținute în societatea pe acțiuni Tutun Cetățen. Însă agenția de privatizare, având instituită comisia de concurs, timp de 7 ani nu a organizat un concurs investițional de privatizare a acțiunilor statului, iar proiectul individual de privatizare aprobat de către Parlament a rămas neimplementat. Ulterior, pentru privatizarea pachetului de acțiuni ale statului deținute în societatea pe acțiuni Tutun Cetățen, în perioada anilor 2008-2018 au fost instituite două comisii. Comisia de vânzare pentru organizarea privatizării acțiunilor proprietate publică a statului prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei, care a fost formată în baza unui ordin Agenției Proprietății Publice, și Comisia de concurs pentru organizarea concursurilor comerciale și investiționale, formată de guvern la propunerea agenției. Probele de audit denotă că până la expunerea la privatizare a pachetului de acțiuni ale statului din societatea pe acțiuni Tutun Cetățen, beneficiarul sau autoritatea administrației publice centrale nu a evaluat activele nete la valoarea de piață, inclusiv valorilor mobiliare și bunurilor imobile. Astfel, în evidența contabilă a societății pe acțiuni Tutun Cetățen, la 31 decembrie 2017 erau înregistrate bunuri imobile cu valoarea de bilanț în sumă totală de 36 de milioane de lei, care la momentul vânzării nu au fost evaluate regulamentar. De fapt, conform datelor din Registrul Bunurilor Imobile, valoarea bunurilor imobile evaluate la 1 iunie 2009 în scopul impozitării, aflate în proprietatea ASA Tutun Cetățen, constituie 147,65 milioane lei. Sau cu 111,65 milioane lei mai mult față de valoarea de bilanț a bunurilor imobile înregistrate de către societatea comercială. Prin urmare, mărimea capitalului propriu, care a servit drept calcul pentru determinarea prețului pachetului de acțiuni expus la concurs, a fost diminuată cu 111,65 milioane lei și respectiv cu suma nominalizată valoarea acțiunilor privatizate la concursul din 14 decembrie 2018. Comisia de vânzare, instituită de către Agenția Proprietății Publice, nu a asigurat atractivitatea bunurilor pasibile de privatizare prin atragerea unei modalități adecvate de privatizare a pachetului de acțiuni al statului deținute în societatea pe acțiuni Tutun Cetățen. Deși în anii 2008-2018 pachetul de acțiuni al statului deținut în societatea comercială a fost expus la vânzare prin licitație cu strigare la Bursa de Valori a Moldovei de 8 ori, acesta a fost expus numai ca un pachet unic, fără a se utiliza toate formele legale de vânzare a acțiunilor statului, inclusiv și divizarea pachetului unic în mai multe pachete de valori mobiliare, având posibilitatea de a vinde o parte din acțiuni, cu menținerea controlului statului asupra pachetului majoritar de acțiuni. Regulamentul, aprobat prin hotărârea Guvernul 453, prevede calcularea 3 niveluri de prețuri, P1, P2 și P3. Auditul a constatat că Agenția Proprietății Publice nu a expus regulamentar la licitații cu strigare organizate prin Bursa de Valori a Moldovei valorile mobiliare ale statului deținute în societatea pe acțiuni Tutun Cetățen la nivelul de preț P3 sau 32,65 lei per acțiune cu valoarea totală a pachetului de 165,80 milioane lei. Procedura de selectare a câștigătorului concursului comercial de privatizare a pachetului de acțiuni ale statului deținute în societatea pe acțiuni Tutun Cetățen n-a fost obiectivă și conformă prevederilor legale, nefiind apărate interesele legitime ale statului conform principiilor de bază ale ideii etatizării proprietății publice privind legalitatea, concurența și eficiența.
la concursul comercial din 14 decembrie 2018 de privatizare a pachetului de acțiuni ale statului, a fost stabilit prețul de vânzare a acțiunilor pe 3, în sumă de 165,80 milioane lei, sau ultimul preț neexpus prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei, în timp ce regulamentul aprobat prin hotărârea Guvernului 453 nu prevede astfel de modalitate de stabilire a prețului. La concursul comercial din 14 decembrie 2018 au fost depuse 3 oferte de privatizare de către 3 agenți economici. La etapa a doua a concursului comercial, Comisia de Concurs a admis neregulamentar oferta de privatizare a unui agent economic cu prețul de 165,80 milioane lei, care urma a fi descalificată, fiindcă nu a prezentat documente prevăzute în caietul de sarcini, și anume, situațiile financiare autentificate de organul statistic teritorial. Totodată, același agent economic a fost înregistrat la Agenția Servicii Publice la 6 decembrie 2018 sau cu 6 zile înainte de depunerea ofertei de participare la privatizarea valorilor mobiliare ale statului și respectiv nu a desfășurat activitatea de antreprenoriat. Analogic, oferta de privatizare altui agent economic a fost înregistrată la Agenția Servicii Publice la 23 octombrie 2018 și nu a practicat activitate de antreprenoriat. În aceste circumstanțe, auditul constată că rezultatele etapei a doua a concursului comercial din 14 decembrie 2018, privind propunerile ofertanților de îmbunătățire a prețului de privatizare a valorilor mobiliare, proprietate publică, au fost denaturate, fiindcă trebuiau descalificate 2 oferte de privatizare din 3 oferte prezentate la concurs și nu o ofertă de privatizare cum este stipulat în procesul verbal al Comisiei de Concurs. În cadrul etapei a doua, nu a fost asigurat principiul concurenței, iar ofertantul câștigător a propus îmbunătățirea cu 85.000 de lei a prețului inițial al ofertei de 166 de milioane de lei sau cu 0,3 și 0,5% din valoarea acțiunilor și nu și-a asumat cele mai avantajoase obligații în sensul stabilirii condițiilor concursului. Prin urmare, Comisia de Concurs, la orice etapă a concursului, a fost în drept să adopte regulamentar decizia privind finalizarea concursului fără desemnarea câștigătorului sau să declare concursul nul. De menționat că punctul 37 din regulamentul aprobat prin hotărârea Guvernului 919 nu stabilește expres mărimea pasului din îmbunătățirea prețului inițial în procente față de prețul ofertei prezentate la concurs. Drept consecință, pachetul de acțiuni ale statului deținut în societatea pe acțiuni Tutun CTC cu valoare de bilanț 338,30 milioane lei a fost vândut la concursul comercial din 14 decembrie 2018 cu prețul de 166,60 milioane lei, valoarea acțiunilor statului fiind diminuată cu 172,20 milioane lei sau cu 50,95% din valoarea de bilanț a acțiunilor. Contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni ale statului deținut în societatea pe acțiuni Tutun CTC din 11 ianuarie 2019 a fost încheiat de către părți în lipsa indicatorilor economico-financiari cuantificabili, precum și termeni de implementare a obiectivelor din planul de dezvoltare strategică a Tutun CTC, care a fost prezentat la concursul comercial din 14 decembrie 2018, prin care cumpărătorul valorilor mobiliare ale statului s-a obligat în termen mediu și scurt să investească 2-3 milioane de dolari. De asemenea, Agenția Proprietății Publice nu a stabilit la concursul nominalizat modalitatea de exploatare a porțiunii de cale ferată cu lungime de 1 kilometru care trece pe teritoriul satului Tutun CTC și este conectată către Agenția Rezervei Materiale, unde sunt stocate bunurile materiale din rezerva de stat și de mobilizare. Întrucât prețul inițial de vânzare a pachetului de acțiuni al statului deținute în societatea pe acțiuni Tutun CTC s-a stabilit, luându-se în calcul indicatorii rentabilității comerciale și lichidității intermediare, auditul a efectuat analiza activității economice a societății, a mediului de afaceri în care a activat, precum și activității organelor de conducere. Analiza activității economico-financiare înregistrată de societatea pe acțiuni Tutun CTC în anii 2007-2018 a fost raportată prin evoluția unor indicatori financiari care denotă un trend atât pozitiv cât și negativ al activității societății comerciale.
Până la expunerea pachetului de acțiuni la bursa, societatea pe acțiuni a înregistrat venituri din vânzări în anul 2007 în sumă de 335 și 80 milioane lei. Cel mai înalt indicator a fost atins în anul 2011, când veniturile din vânzări au constituit 554 și 60 milioane lei. Ulterior, în anul 2018, auditul atestă o scădere cu 2,8 ori a veniturilor din vânzări sau cu 247 și 60 milioane lei față de anul 2007, acesta înregistrând suma de 88 și 20 milioane lei, iar față de anul 2011, o micșorare de 466 și 40 milioane lei sau de 5 și 20 ori mai puțin. Aceeași situație a înregistrat și costul vânzărilor. Profitul net obținut în anul 2007 a constituit 20 de milioane de lei, iar în anul 2011 acesta a crescut până la 76 de milioane. Ulterior, după expunerea la vânzare a pachetului de acțiuni al statului, se atestă o scădere bruscă a profitului net, care s-a micșorat până la 0,3 și 90 milioane lei în anul 2018, sau cu 19 și 20 și 10 milioane lei, sau de 22 și 20 mii ori față de cel obținut în anul 2007. Și respectiv cu 76 de milioane lei sau de 84 și 40 mii ori, comparativ cu rezultatele anului 2011, când au fost înregistrați indicatori medii și înalți ai profitului net. Rentabilitatea activelor din vânzări, înregistrată în anii 2007-2018, denotă o tendință de creștere, care a variat de la 17,86% în anul 2010 până la 36,28% în anul 2017 și s-a reflectat pozitiv asupra activității societății comerciale. Rentabilitatea activelor și rentabilitatea capitalului propriu de 17,65% și respectiv 21,86% a înregistrat cea mai bună valoare în anul 2011. Ulterior au fost înregistrate valori minime, inclusiv în anul 2018, rentabilitatea activelor a scăzut brusc până la 0,35% față de cel optim de 10%, iar rentabilitatea capitalului propriu a scăzut până la 0,23%, deci nivelul optim fiind de 20-25%. Politicile bugetar-fiscale anual adoptate și importurile produselor din tutun în evoluție au influențat negativ activitatea producătorului autohton, care s-a soldat cu ratarea în anul 2018 a unor venituri bugetare în sumă de 269,40 milioane lei sau de la 332,47 milioane lei în anul 2012, când suma obligațiilor fiscale față de bugetul de stat a întreprinderii a înregistrat cea mai mare creștere, față de 63,06 milioane lei înregistrate în anul 2018, când pachetul de acțiuni al statului în societatea comercială a fost expus la vânzare. În perioada anilor 2007-2013, în Republica Moldova, la produsele din tutun a crescut cota accizului ad valorem de la 3 la 30%. Importul produselor din tutun și înlocuitorilor de tutun prelucrați a depășit exportul de 5,6 ori în anul 2009 și până la 3,7 ori în anul 2017. Facilitățile acordate la produsele de tutun pe parcursul anilor 2011-2018, în conformitate cu articolul 124 din Codul Fiscal, au constituit 1,64 milioane lei. În deosebi, în anii 2016-2018, acestea au crescut de la 149,90 milioane lei până la 401 milioane lei. Pachetul de acțiuni al statului, deținut în societatea pe acțiuni Tutun CTC, în anii 2011 și 2012 a avut cea mai mare valoare, fiind egală cu 347,90 milioane lei și respectiv 341 milioane lei. Iar la 14 decembrie, când a fost expus la concursul comercial, acesta a costat 338 și 30 milioane lei sau 66-63 lei per acțiune. Activitatea reprezentanților statului, membrilor consiliilor și a comisiei de cenzori, managerilor societății, în anii 2014-2018 a fost una ineficientă și nedirecționată spre promovarea și protejarea statului, stabilindu-se un impact nefavorabil asupra activității societății comerciale.
Indicatorii statistici privind ramura tutunului, care pe parcursul anilor 2007-2018 au influențat activitatea societății pe acțiuni tutun CTC, denotă că suprafețele însămânțate cu tutun, recolta globală și fabricarea produselor din tutun la nivel național au înregistrat un trend negativ. În anii 2018, volumul de producție a produselor din tutun a constituit 0,85 miliarde de țigări, care a scăzut în evoluție cu 4,65 miliarde de țigări față de cantitatea produsă în anul 2007, când a fost expusă la privatizare prima dată societatea pe acțiuni. Iar pentru anii 2019-2020, membrii Consiliului au aprobat volume de producere și comercializare reduse de 0,32 miliarde de țigări, care se află sub nivelul pragului de rentabilitate a societății și nu pot fi considerate direcții prioritare ale activității societății comerciale. Totodată, mărimea recompenselor membrilor Consiliului de Administrație și managerilor societății au fost stabilite la nivel maxim, neținând cont de evoluția indicatorilor economico-financiari înregistrați de către societatea pe acțiuni tutun CTC. Auditul a constatat că pe parcursul a 10 ani, valoarea inițială a mijloacelor fixe s-a diminuat cu 206,70 milioane lei, depășind de 5,20 ori procurările efectuate în sumă de 49,60 milioane lei, constatându-se neutilizarea fondului de dezvoltare a societății în sumă de 220,30 milioane lei pentru procurarea mijloacelor fixe în scopul de producție cu majorarea ulterioară a capitalului social. Totodată, din fondul de rezervă destinat acoperirii pierderilor anilor precedenți, au fost utilizate neregulamentar 3 milioane de lei pentru calcularea recompenselor membrilor Consiliului de Administrație și angajaților tutun CTC. Societatea comercială în anul 2018 a admis creanțe compromise în sumă de 15,90 milioane lei, inclusiv 8,20 milioane au fost trecute la cheltuieli, iar creanța dubioasă în sumă de 3,90 milioane, care aparținea unui debitor insolvabil, a fost decontată din rezervă. Urmare intrării în vigoare a modificărilor legale în anul 2018, unii agenți economici au returnat societății mărfuri în sumă de 22,70 milioane lei, care au fost livrate în anul 2017. Din returul mărfii, în sumă de 13,40 milioane lei, în anul 2018, în Transnistria au fost exportate articole din tutun în sumă de 9,20 milioane lei, iar diferența de 4,60 milioane lei a fost realizată în anul 2019. În circunstanțele stabilite de audit în anul 2018, mărimea profitului obținut a fost diminuată cu circa 17 milioane de lei și respectiva cotă impozitului pe venit și dividendelor care urmau a fi achitate statului până la vânzarea pachetului de acțiuni. Auditul a identificat stocuri de materie primă fără mișcare în sumă de 29,20 milioane lei sau 318,90 tone procurate în anii 2011-2014 destinate producerii articolelor din tutun și care au generat pierderi și pot genera pierderi în continuare societății. Societatea pe acțiuni Tutun CTC, aflându-se în procesul de privatizare, fără acordul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a înființat o societate civilă, iar potrivit unui contract a pus în dispoziția unui agent economic privat trei imobile proprietate de stat, care au fost demolate și un teren care este arendat, fiind construite în locul lor o clădire de laborator în valoare de 1,60 milioane lei, care ulterior a fost transmisă societății, și o stație de alimentare cu combustibil în valoare de 7 milioane lei, transmisă la balanța agentului economic privat, societatea suportând și cheltuieli pentru arenda terenului în folosul firmei private. Constatările de audit au fost comunicate entităților auditate, iar cele incluse în proiectul de raport au fost ajustate în baza probelor prezentate. De asemenea, au fost primite unele comentarii la proiectul de raport care nu modifică în esență conținutul constatărilor, dar echipa de audit le va lua în considerație la definitivarea raportului respectiv. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, în contextul celor expuse, echipa de audit propune pentru examinare și aprobare proiectul raportului de audit și proiectul hotărârii prezentat. Vă mulțumesc pentru atenție. Și la fel mulțumesc, stimate domnule raportor, stimați membri ai Curții, stimați colegi, întrebări pentru domnul raportor? Nu sunt. Mulțumesc, deconectați microfonul și luați loc.
După prezentarea raportului, intrăm în etapa de dezbateri, care se anunță a fi deloc scurtă. Și această etapă de dezbateri o vom axa pe runda de întrebări-răspunsuri în cadrul acestei runde, răspunzând la întrebările Curții de Conturi. Or, am fost informat că colegii mei au multe întrebări, în special către reprezentanții instituțiilor publice care sunt invitate. Și sper, cel mai mult, ca sigur, că în cadrul acestor dezbateri noi vom putea să obținem informații suplimentare, explicații, argumente referitor la cele mai importante constatări care au fost făcute de către misiunea noastră de audit și prezentate de către domnul raportor. Domnul Chetraru, vă rog. Domnul Chetraru, eu cer scuză, o lacună. Avem o tradiție înainte de a începe etapa de dezbatere să fac o prezentare a celor prezenți în această sală, ca să ne cunoaștem și să vedem cui adresăm întrebările. Ministerul de Finanțe astăzi este reprezentat de către domnul Dorel Noroc, secretar de stat. Bună ziua! Ministerul Economiei, doamna Iuliana Drăgălin, secretar de stat. Bună ziua! Domnul Sergiu Strătilă, la auditul intern. Bună ziua! Domnul Silviu Neghină, consultant în secția politice economice. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, domnul Vasile Dugotari, șef secție juridică. Doamna Mariana Știrbu, șef serviciu administrare a patrimoniului de stat și fondul funciar. Bună ziua! Agenția Proprietății Publice, domnul Vadim Dermenji, director general adjunct. Bună ziua! Domnul director general adjunct, este a treia sau a câta oară săptămâna asta când ne vedem. Trebuie să o facem aici vizită de reședință. Domnul Sergiu Chicu, șef direcție în cadrul agenției. Bună ziua! Și doamna Alina Boțoc, șef direcție de la aceeași instituții. Bună ziua! Răsatul un CTC, domnul Gheorghe Naforniță, director general. Bună ziua! Doamna Ludmila Buga, manager financiar adjunct. Bună ziua! Și domnul Dumitru Romaniuc, jurist. Bună ziua! Acum începem etapa de dezbatere cea interactivă. Domnul Chetrar, vă rog. Vă mulțumesc, domn președinte. Vă salut, stimați colegi. Raportul auditului de astăzi urma să dea răspuns la una din principalele întrebări. A fost sau nu conform cadrului legal în vigoare, corect procesul de vânzare a pachetului de acțiuni deținut de către stat în S.A. Tutun CTC. Mai exact, toate discuțiile țin de corectitudinea valorii acestui pachet de acțiuni. Având în vedere acest lucru, eu aș vrea să adresez câteva întrebări, în mod special Agenției Proprietăți Publice și Ministerului Economiei, în principal ca responsabil de întreg proces de negociere. Și în acest context voi face referire la câteva lucruri. Cadrul legal normativ în vigoare, în mod special legea prin societatea pe acțiuni și a statutului S.A. Tutun CTC, în cazurile prevăzute de legislație, activele nete se calculează la valoarea curentă de piață. În același timp, legea privind activitatea de evaluare, care este de altfel o lege specială, stipulează că în cazul privatizării valorilor mobiliare, bunurilor imobile și altor active, acestea se expun evaluării obligatorii de către beneficiar sau autoritatea administrației publice centrale. În acest context, este firească și întrebarea de ce până la expunere la privatizarea pachetului de acțiuni ale statului în S.A. Tutun CTC, conform modalității stabilite prin legea privind administrarea și dezitatizarea proprietății publice, administratorul pachetului de acțiuni nu a evaluat activele nete la prețul de piață, inclusiv a valorilor mobiliare și bunurilor imobile.
fapt prin care nu s-a ajustat valoarea activelor nete cu 111,6 milioane de lei. Prin ce se demonstrează că valoarea activelor nete în baza căruia s-a efectuat tranzacția a fost una corectă și justificată. Totodată, în cadrul auditului propriu-zis, auditorii au constatat că procedurile de desfășurare a procesului de vânzare a valorii mobiliare prin licitație la bursa de valori și prin concurs comercial sunt stabilite prin regulamente separate, iar în final urmea să fie luate în vedere trei prețuri la care s-a făcut referire în cadrul raportului. De ce la concursul comercial din 14 decembrie 2018 de privatizarea pachetului acțiunilor ale statului deținute de Tutun CTC a fost stabilit prețul de vânzare a acțiunilor P3 în sumă de 165,8 milioane de lei sau ultimul preț neexpus prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei, în timp ce regulamentul nominalizat nu prevedea stabilirea la concurs comercial a prețului de vânzare neexpus. Cum se argumentează acest lucru? Și în această ordine de idei aș vrea să aud un răspuns la o principală întrebare. De ce la concursul comercial din 14 decembrie 2018 pachetul de acțiuni ale statului deținute de SA Tutun CTC cu valoarea de bilanț la 31.12.2017 în sumă de 338 milioane de lei a fost vândut de către Agenția Proprietăți Publice cu prețul de 166 milioane de lei? Vă mulțumesc! Cine începe? APP-ul, da? Ați desemnat persoana, domnul Dervenjiu. Vă rog. Domnul Chicu. Domnul Chicu, mulțumesc. Vă rog, domnul Chicu. Bună ziua. O să încerc să fac puțină claritate în aspectul circunstanțelor invocate de domnul Chetrar. Pe lângă cadrul normativ care a fost nominalizat, a vrea să fac trimitere și la legea 121 privind administrarea de tezare proprietății publice și în mod special articolul 34, care prevede în mod expres cum se stabilește prețul bunului care este supus privatizării și dau citire, alineatul 1, prețul bunului supus privatizării se stabilește în conformitate cu prezenta lege sau cu legislația privind activitatea de valoare. Respectiv, cuvântul sau determină un aspect nu obligatoriu de a aplica legea cu privire la evaluare, ci și prevederile prezente legea, adică legea 121 privind administrarea și detalizarea proprietății publice. În aspectul aceluiași articol este menționat că bunul sau ceea ce ține pachetul de acțiuni sau stabilirea prețului acțiunii la privatizare este determinat, efectuat în baza unui regulament aprobat prin hotărâri de guvern. În sensul dat, avem acea hotărâre de guvern 453 din 2010 care stabilește o anumită procedură de determinare a prețului unei acțiuni care este supus la privatizare. Însuși, prin faptul și raportul prin care este determinat că deja grupul de audit a făcut o analiză anume a regulamentului respectiv, în mod tacit se determină că o asemenea procedură este legală, sub ce aspect că noi tot considerăm că norma în cauză este o normă specială și ceea ce ține de procedura de determinare, nemijlocit și modul și procedura de determinare a prețului în procedura de etatizare, adică de privatizare sau comercializare a acțiunilor statului. Respectiv, regulamentul în cauză determină clar cum se stabilește prețul unei acțiuni, cum se stabilește prețul unei acțiuni. În punctul 3 al regulamentului în cauză este menționat că nu se aplică acele reguli în cazul în când prețul este determinat pe piața de tranzacționare, adică la bursă. În aspectul dat, nu se aplică acele formule care sunt reglementate sau demonstrate. În situația dată, noi nu aveam la acea etapă o asemenea, conform datelor prezentate de la bursă, nu au fost efectuate tranzacționări, respectiv acel preț nu a fost determinat și s-a proces la determinarea prețului conform regulamentului în cauză. Acele trei prețuri, care este prețul de ordin 1, prețul de ordin 2, ele se determină în dependență de activele societății și da, valoarea patrimoniului sau valoarea activului era determinată la 300 și ceva de milioane, însă trebuie să ținem cont că la stabilirea prețului unei acțiuni se ține
la evaluare se determină și sub aspectul pasivelor, adică acele datorii care le au. Și în aspectul cu raportul lui dat se determină acel preț. Este determinat formula ce ține de prețul de ordinul întâi și însuși conform anexei care a fost determinat la raportul respectiv, sunt determinate prețul de ordinul întâi 66 de lei, dacă nu mă greșesc. Regulamentul menționează că la prețul, el nu se expune la toate prețurile deodată, adică se stabilește inițial prețul de ordinul întâi. Dacă a fost expus de două ori la prețul respectiv și nu s-a reușit nu s-a solicitat sau nu s-a efectuat tranzacția respectivă, comisia are dreptul să treacă la prețul de ordinul 2, care la fel prevede procedura să fie expus minim de două ori. Și dacă observați acele prețuri, chiar și prețul de ordinul 1, în situațiile care au fost expus, regulamentul scrie numai mic de prețul de ordinul 1. Comisia a expus de mai multe ori, fiind prețurile mai mari decât cel determinat conform regulamentului. Fiind expusă la prețul de ordinul 1 de mai mult de două ori, la prețul de ordinul 2 fiind expus cel puțin de două ori, cum prevede regulamentul, colega îmi spune că de 5 ori a fost expus la prețul de ordinul 2, comisia a avut tot dreptul să expună prețul, vânzarea valorilor mobiliare la prețul numai mic de cel prețul numărul 3, respectiv, care și-a și fost aplicat în procedura respectivă. În aspectul dat, noi, cei la agenții, considerăm că cadrul normativ sau regulamentul nemijlocit ce determină prețul unei acțiuni a fost respectat și nu sunt determinate careva încălcări în aspectul procedurii respective. Mulțumesc. Domnul Rotaru, vă rog. Mulțumesc mult, domnul președinte. Dumneavoastră ați enunțat coerent și, să spunem, tehnic cum ați executat acest proces de privatizare. Eu am o singură întrebare la dumneavoastră. Din moment ce dumneavoastră ați văzut că prețul pe care l-a stabilit inițial, prețul pe 1, ulterior pe 2, în volumul de acțiuni de 80% pachetul majoritar pentru tutun cetăce, dumneavoastră ați putut lua decizia să separați aceste loturi, cum a menționat și echipa de audit, pentru a face accesibil acest lot pentru mai mulți agenți economici. Ori eu, analizând toate datele pe care le-a prezentat echipa de audit, am avut așa o senzație că dumneavoastră ați cătat, nu întâmplător, un acționar majoritar în acesta și ați văzut că după ce s-a preluat această companie, ea doar a avut în indicatorii financiari. Indicatorii financiari pe care dumneavoastră i-a prezentat echipa de audit și dumneavoastră i-ați văzut astăzi, au fost în scădere. În mod tehnic s-a lucrat în această companie pentru a o distruge ca instituție, ca întreprindere de stat și a facilita unii agenți economici de a importa produse de tutun în Republica Moldova. Vreau să vă întreb, de ce nu ați separat sau nu ați încercat să separați în loturi mai mici acest pachet de acțiuni unde statul își păstrează cota majoritară și respectiv aveți de câștigat. Mulțumesc. Da, pot să dau o poziție, o să reflect nemijlocit o poziție a mea personală, deoarece nu am participat și nemijlocit, n-am fost la comisia respectivă, însă fracționarea pachetului de acțiuni nu tot timpul duce la un, să zicem, la un plus valoare sau la un interes. Din practica agenției, am vrea să menționăm, nu o să vin concret cu întreprinderea sau societatea unde statul deținea un pachet de 30%, care sub aspectul dat nu avea nicio posibilitate de a influența asupra activității societății în cauză. Din momentul când a deținut pachetul respectiv, statul nu a avut niciun plus valoare, respectiv nu putea influența în proces decizional asupra societății respective, situații ce în cazul dat, dacă fracționam, nu era exclus la fel o asemenea situație, că potențialul cumpărător când investește sau procură un pachet de acțiuni, el vrea să știe și totodată să poată decide asupra sorții bunurilor care le procură. În caz ce se fracționa cât 30%, să admitem,
Eu nu știu ce persoană sau care cumpărător era interesat să investească în 30% de acțiuni în societatea respectivă, dar ulterior să nu poată decide sau să nu poată determina cursul întreprinderii sau societății respective. Aceasta una. A doua, aș vrea să menționez că, conform raportului, agenția practică a preluat din 2018 sau sfârșitul anului 2017 gestionarea pachetului de acțiuni în societatea respectivă. Și dacă ne uităm la articolul 8 al legii 121, care determină care sunt atribuții autorității publice centrale de specialitate, la acel moment nu era agenția gestionar, respectiv și atribuțiilor determinate sub anumite aspecte de modul de comercializare urmea să determină nemijlocit autoritatea publică centrală de specialitate care duce politica în domeniul respectiv. În cazul dat, dacă mă reșesc, Ministerul Agriculturii, adică ei participă la comisiile respective, pot veni cu propuneri de felul dat, însă consider că s-a analizat și respectiv nu s-a determinat oportun o asemenea situație de fracționare sau de determinare pachete mai mici de acțiuni și comercializarea acestora. Mulțumesc, doamna Andrieș. Mulțumim, domn președinte. Deci, din raportul de audit vedem că acest pachet important al statului în societatea pe acțiuni tutunul CTC, 90,8%, a trecut prin mai multe modalități de privatizare, începând cu 2000, prin concurs investițional care nu s-a desfășurat, în 2008 bursa de valori și în 2018 concurs comercial. Domnul Sergiu Chicu, spuneți, vă rog, întrebare simplă, care este diferența dintre expunerea aceluiași pachet la bursa de valori și prețul inițial fiind 236 milioane și prin concurs comercial prețul inițial fiind 165 de milioane sau 166. Asta e prima întrebare, vă rog. Dacă am înțeles, diferența de preț în mijlocită în procedurile care sunt diferite. Eu consider că, sau sub aspectul rațiunii care îl dețin, și etapele sunt diferite. Respectiv, nemijlocit și situația economico-financiară la fel era diferită. Și în dependență de situația respectivă, s-a determinat prețul care a fost expus. Am vrea să menționăm că la bursă, ori la bursă, ori la concurs comercial sau un alt mod de expunere a pachetului de acțiuni, se stabilește prețul conform regulamentul 453. Și e clar că când expui un bun, oricare, nu numai noi, nu numai agenția proprietară, orice proprietar, când își expune, solicită un preț mai mare care îl consideră că ar putea să-l obțină. Însă piața are regulile și dictează sau determină nimijlocit care prețul adevărat al bunului expus și da, inițial a fost expus la prețul numărul de ordinul întâi, nu mai mic decât prețul ordinul, respectiv, care și-a determinat o valoare mai mare. Ulterior, nefiind solicitat, expus de mai multe ori, s-a trecut treptat la prețurile conform regulamentului, la alte trepte de prețuri. Asta consider, sau cred eu, că și-a determinat diferite prețuri cu care a fost expus la privatizare pachetul respectiv. Următoarea întrebare. În raportul de audit, la fel, cred că ați discutat cu auditorul, deci raportul de audit, nu există un cadru normativ până la moment care ar reglementa trecerea de la o procedură, vorbim de bursa de valori, către concurs comercial. Asta este cauza. De ce Agenția Proprietății Publice până acum, fiindcă așa probleme au fost și la multe alte obiecte de privatizare, nu a adus cadru normativ în la normalitate, în conformitate. Da. Vedeți că Agenția Proprietății Publice practic acum 2017 a fost determinat cu anumite atribuții mai, să zicem, mai mari ce ține aspectul administrării de proprietăți publice.
Însă, până la acea etapă, politica, în aspectul dat, ținea de organul care era superior, agenția, adică Ministerul Economiei, și respectiv, posibil că întrebarea în cauză ar fi adresată dumnealor. Însă, nu știu dacă putem determina orice element, o anumită reglementare. Că vă spun, este articolul 8, care stabilește care sunt atribuțiile autorității centrale de specialitate și nimijlocit care gestionau o parte din patrimoniul respectiv, și anume ei erau cei care determinau cum urmează să fie expus un pachet sau un bun la privatizare, sub aspectul că a vrea să înțelegem că privatizarea nu se determină numai faptul de a obține un venit plus valoare la stat, dar privatizarea determină și atragerea careva investiții, determinarea unei dezvoltări într-o anumită ramură și în aspectul dat, nemijlocit de interesul pe care are statul într-un anumit domeniu sau într-o anumită ramură, era determinat ca sarcină din partea autorităților publice centrale de specialitate, care și veneau cu poziția și nemijlocit concluziile modului de comercializare a un bun sau altul. Să răspundeți dumneavoastră, ministerul. Da. Okay. În urma analizii, în primul rând, bună ziua, și deci în urma analizii raportului și concluziilor care sunt prezentate, Ministerul Economiei deja a anticipat cumva concluziile prezentate și noi deja am început procedura de modificare a cadrului normativ, unul din exemplu să fie angajarea administratorului, unde deja este elaborat cadrul normativ, dar luând în considerare toate recomandările acestui raport, avem intenția și dorința să revizuim cadrul și să modificăm după caz. Mă întorc către la întrebarea lui domnul Sergiu. Da, sunt de acord că statul nu are ca scop să aibă venit, un profit din vânzarea patrimoniului, dar să aducă o valoare reală acestui patrimoniu, investiții în acest domeniu să aibă. Și eu văd că una din cauza de prețul care am vorbit eu, de 236 la bursa de valori expus inițial și 166 prin concurs comercial, ar fi și lipsa acestor norme și reglementări. Mulțumim. Domnul Rotaru. Mulțumesc mult, domnul președinte. Dumneavoastră mai sus ați anunțat faptul că procedurile tehnice în ceea ce privește tranzacționarea la bursa de valori s-au respectat. În primă instanță ați avut 7 tentative la P1 de realiza acest pachet de acțiuni, însă constatările echipei de audit spun într-un alt mod. Și nu știu cum o să comentați dumneavoastră acest lucru. Și anume, propriul audit privind aplicarea celor 3 niveluri de preț prevăzute în regulamentul denotă că perioada nominalizată în acțiunile statului deținute în S.A. Tutun CTC au fost expuse la licitații prin strigare la bursă de 7 ori la prețul P1 și doar o dată la nivel de P2. Care a fost argumentul dumneavoastră? A spus că la nivel de P2 de 5 sau de 7 ori n-am fost foarte atent. Cred că a fost o mică neînțelegere. Totuși a fost expus real de 3 ori la prețul de ordinul 1 și ulterior de 5 ori la prețul de ordinul 2, dar când se scrie în regulament că se expun la prețul de ordinul nu mai mic decât prețul de ordinul 2, astfel comisia când a stabilit prețul de expunere la vânzare, a ținut cont de prețul de ordinul 2 și a stabilit prețul nu mai mic decât ordinul 2, dar el poate fi mai mare cu un leu 2, dar este cu siguranță mai mic decât prețul de ordinul 1. Astfel, dacă analizăm tabelul anexa 5 din raport, acolo avem prețul, care este prețul de ordinul 1, prețul de ordinul 2 și prețul stabilit de comisie. Și o să vedem diferența aceasta, că ne convingem că a fost expus de 3 ori țin nu mai mic decât prețul de ordinul 1 și de 5 ori nu mai mic decât ordinul 2. Asta s-a avut în vedere când domnul Sergiu a spus cum au fost expuse acțiunile. Doamna Coval, vă rog.
Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi, stimată audiență. Ascultând toate răspunsurile care au fost înaintate de persoane responsabile de la nivel central, vă spun sincer, poate că noi nu corect înțelegem ceva. Și a venit la mine așa un gând. Haideți să facem într-așa fel. Să facem o mică comparație sau o analiză și eu, iarăși prin cifre o să demonstrez care totuși a fost atitudinea autorităților publice centrale față de o ramură specifică pentru Republica Moldova, față de o întreprindere de stat, tot un CTC specific ca proprietatea a statului Republicii Moldova. Practic de echipa de audit a fost demonstrat că cel mai bun rezultat, tot ce este legat cu societatea, cu tutun CTC, era, adică evoluția indicatorilor, vă rog frumos. A fost anul 2011. Și din anul 2011, iacă este, poftim, uitați-vă care situație. Și din anul 2011, treptat, pas cu pas, și ramura, și întreprinderea de stat au fost duse, practic, la un nivel de distrugere, la nivelul acum, deja care există la nivel. Și după aia deja au fost înaintate, sau au fost înaintate la bursa de valori, și au fost procurate sau, de agentul economic. Apropo, eu acum nu dau vină la agentul economic. Eu acum vreau, pas cu pas, să vă dau citiri care au fost acțiunile la nivel de autoritățile publice locale, prin cifre. Centrale, sorry. Adică începem de la anul 1998 până anul 2018, la nivel de tot un CTC, au fost format un fond de rezervă statutară în suma de 220 milioane de lei. Da? Și ce s-a făcut cu fondul ăsta de rezervă? Unde-s banii? Autoritățile publice centrale, deoarece din 220 milioane de lei au fost numai procurate active și mijloacele fixe la volumul de 49 de milioane de lei. Care deciziile, ce deciziile au fost primite de reprezentanța statului a Consiliului de Administrare? Asta e unul la mână. Două la mână. Auditul a constatat că în timp ce au fost diminuate principalii indicatori al activității totun CTC, că e vizibil, apropo, în perioada anilor 2014-2018, membrilor consiliilor le-au fost majorate indemnizațiile și recompensele, astfel de plăți, deci constituit mai mult de 4 milioane de lei. Mai mult ca atât, membrii de comisie deci, au primit primele nicătând că au fost micșorate și volumul de producere, au fost micșorat numărul scriptic al personalului societății de la 1071 de unitate până la 188 de unități de personal. Mai mult ca atât, doi membri al Consiliului de Administrare a întreprinderii de stat societății pe acțiuni tutun CTC au beneficiat și de plăți salariale în anul 2016-2018, concomitent fiind membri și al comisiei de concurs. Nu vi se pare că există un conflict de interese? Deci asta o întrebare la nivel de autoritățile publice centrale, inclusiv și, da, da, deci Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Agenția Proprietăților Publice. Vă mulțumesc. Ministerul Economiei, cine răspunde? Doamna Degălin, vă rog. Da, eu, cu părere de rău, nu cunosc care a fost procedura de alegere în concurs a membrilor, în Consiliu a membrilor, dar nici comentariu nu am la acest subiect. Agricultura. Cine este cel mai mare pe echipă? Noi de ce ne ținem de la comentarii. Stimați colegi,
interfața noastră în această sală, în cadrul audierilor respective, este în drept să aibă informație sau să nu aibă, să știe sau să nu știe. Noi reieșim din faptul că noi încercăm, în cadrul acestei etape de dezbateri, să venim cu cât mai multe precizări și o înțelegere mai profundă a acelui conținut al raportului care ne-a fost prezentat. Constatările sunt. Ele sunt foarte evidente și, într-adevăr, colegii au dreptate, care exista, în mod evident, conflict de interese în cadrul desemnării acestor persoane în calitate de membre a comisiei de concurs. Lucrul ăsta este fixat în raport. Mai departe, deja, să nu uităm un lucru. Curtea adoptă urmare a raportului și dezbaterilor hotărârea. Raportul, de fapt, este produs deja. Și acest pachet cu o scrisoare de companiere este transmis pentru informare și luare de atitudine, posibile acțiuni Parlamentul și, în mod evident, pentru luare de atitudine și de decizii Guvernul. Misiunea noastră este să facem ca această analiză diagnostică, care de fapt și reprezintă raportul nostru, să fie cât mai largă, exhaustiv și cât mai concret și, în mod evident, corespunzător tabloului real. Continuăm. Doamna Coval. Mai am o întrebare. Tot este legat însă și cu Ministerul Economiei, deoarece Ministerul Economiei este responsabil acum de toate politicile care sunt elaborate în domeniu și inclusiv în domeniul economic. Deci Ministerul Agriculturii este responsabil de politicile care sunt elaborate în domeniul agriculturii și în cazul dat vreau să dau citire care au fost indicatorii cele mai principale privind organizarea și desfășurarea procesului de privatizare a societății pe acțiuni Tutun CTC. Apropo, prima era păstrarea profilului întreprinderii, locurile de muncă, precum și efectuarea unor măsuri investiționale în mijloacele circulante, în baza tehnică a procesului de producție a întreprinderii și pentru păstrarea și dezvoltarea bazei de materie primă locale în producerea totunului pe o perioadă de 5 ani. A doua, păstrarea mărcilor comerciale ale produselor fabricate, precum și asigurarea creșterii anuale a volumului vânzărilor nete a producției proprie și creșterii anuale a exportului produselor din tutun. Ce s-a întâmplat la noi în anul 2018? Consiliul Administrativ a Societatea pe Acțiuni, inclusiv care au fost incluse reprezentanții autorităților publice centrale, necătând că în anul 2018 volumul de producere a produselor din tutun a constituit 800 milioane de țigări, pentru anul 2019, pentru anul 2020, membrii Consiliului au aprobat volume de producere și comercializare 300 milioane și 200 milioane de țigări. Despre care exportul în cazul dat merge vorba când volumul de producere aprobat pentru anul 2019 a scăzut practic cu 3 ori, dar pentru anul 2020 cu 4. Dacă se poate. Și ce o să fie mai departe și care o să fie acțiunile întreprinse de autoritățile publice centrale de ramură. Vă mulțumesc. Ministerul Economiei și Ministerul Agriculturii. Mulțumesc pentru întrebare. Iarăși, ține de atribuțiile Consiliului de Administrare care a negociat aceste criterii care au fost negociate și aprobate ulterior. Și considerăm că da, trebuie să recunoaștem că da, există o problemă și trebuie de o înlăturat, în urmă care o să luăm atitudine. Deci, la moment, este un fapt împlinit. O remarcă, domnul președinte, în spate. Deci, eu nu pur și simplu vorbesc acum și spun, practic, cu apeliez cu cifrele. Deoarece, vă spun sincer, acum deja și noi avem o suspiciune, tot ce este legat însăși cu distrugerea ramurilor de producție de tutun, mai mult distrugerea ramurilor de producție de tutun, mai mult ca atât eliminarea producătorului autohton din exercițiul de concurență.
Noi putem să vorbim mai departe, noi putem să prezentăm datele. Voi vedeți datele pe ecran, conform evoluției indicatorului economico-financiar. Și acum luați considerați că chiar pentru Republica Moldova îi trebuie să fie dezvoltă ramură care a fost practic o ramură foarte inteligentă și o ramură care a adus impactul în bugetul public național. Totuși, din punct de vedere a autorităților publice centrale, dumneavoastră sunteți ca reprezentantul, trebuie să fie elaborate niște strategiile sau programele care o susține în cazul dat o ramură care era o ramură principală cândva, cum și ramură de vinuri, vinificație, fix așa era și ramura asta de tutun. Și dacă o să aveți posibilitate să evaluați prin ce pârghiile o să puteți influența la procesul în cauză. Mulțumesc. Întrebări, stimați colegi? Domnul Munteanu, vă rog. Mulțumesc. Deci o primă întrebare către reprezentanții Agenției Proprietății Publice. Ea ține de organizarea concursului. Și aici mă refer la acel fapt că, de fapt, într-o zi, comisia de concurs a desfășurat două etape, de fapt. Ținând cont de complexitatea acestui concurs, la mine apare întrebarea, au avut ei suficient timp să studieze acele materiale? Și ulterior, analizând materialele auditului, am constatat că, de fapt, din trei agenții economici care au participat, două oferte urmau a fi respinse la prima etapă, de fapt, nici nu au trebuit admise către etapa a doua, pe motivul nerespectării caietului de sarcini. Deci caietul de sarcini prevedea că participanții urmau să prezinte copii de pe situațiile financiare autentificate de organul statistic pentru perioada anului 2017. Am constatat că, de fapt, doi din trei ofertanți, participanți, au fost înregistrat unul cu 6 zile înainte de concurs, altul cu o lună jumate. Ei nici nu aveau activitate pe parcursul, nu au avut cum să aibă 17, nefiind înregistrați. Deci cum ați asigurați dumneavoastră, atunci mă întreb eu, concurența în acest proces? Vă rog. Dacă îmi permiteți, ce ține de procedura de comercializare, cum ați menționat, a avut loc în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Guvernului 919 și dacă nu mă greșesc, da, este internat o anumită procedură în două etape, însă regulamentul dat nu interzice efectuarea etapei respective concomitent în aceeași zi, de exemplu. Eu vă închipu că membrii comisiei, odată analizând pachetul de documente care a fost prezentat și deschizând ofertele fiecăruia, concomitent au și analizat acele informații, sume care au fost prezentate de către participanți, de către ofertanți. Ceea ce ține de descalificare, la fel, sunt determinate criteriile, însă în aspectul dat este dat comisiei acel principiu discrepțional, adică de a decide ce face, adică regulamentul în cauză nu determină în mod expres că se resping sau se anulează. Am vrea să menționez că regulamentul respectiv permite continuarea concursului și în cazul când este chiar și un singur participant. Chiar dacă se excludea acel alt participant care s-a menționat că într-un fel n-ar fi întrunit la 100% toate criteriile sau pachetul necesar, oricum rămânea a treilea care, conform regulamentului și nimijlocit prevederilor, comisia era în drept să continue concursul respectiv chiar și cu un singur participant. Dar cred că comisia, sub raționamentul de a lăsa minim 2 participanți, a fost acel principiu de a avea o anumită concurență la cea de-a doua etapă sub aspectul licitării sau, știu, majorării prețurilor concursului. Da. Concurs de majorare a prețurilor, adică urma să fie și faptul că când e unul e mai greu să influențeze asupra prețului, când sunt doi. Mulțumesc. Eu, de fapt, vreau să atrag atenția asupra faptului că raționamentul comisiei, așa după cum v-ați exprimat dumneavoastră, el este limitat de cadrul legal, de regulament. Deci acel raționament are un temei juridic
și nu este fiecare acolo în drept să decidă așa cum îi place lui. Asta a fost o constatare. A doua întrebare ține iarăși de fapt, la fel către reprezentanții APP-ului. Eu vreau să întreb, nu v-ați pus întrebarea la acel moment, la momentul concursului, sau mai bine zis până la concurs, despre urmările care pot fi sau situațiile neplăcute care pot apărea în raport cu două instituții, și aici mă refer la Agenția Rezervei Materiale și la întreprinderea Combinatului de Panificație, care au amplasate edificii, depozite, în imediata apropiere a Tutun Cetăceului. Deci, respectiv, linia de cale ferată de un kilometru traversează acel teritoriu a Tutun Cetăceului. De ce nu a fost delimitat bunul supus privatizării? Deci, ați putut să prevedeți o situație de risc, să delimitați bunurile și să nu admiteți situații în care, de fapt, acelor două întreprinderi foarte importante și pentru stat, vorbim de rezerva materială, de bunurile din rezervă și rezerva de stat și de mobilizare. Deci ei au ajuns în situația când în luna aprilie 2019 li s-a interzis traversarea acestui sector. S-a interzis, mai mult decât atât, după asta, în baza unei scrisori, le-a fost anunțat decizia conducerii investitorului, noului proprietar, că ar putea traversa această linie de cale ferat cu condiția că îi anunță din timp. Spuneți-ne, vă rog, în care situații se utilizează rezerva de stat de mobilizare și rezerva de stat. Noi vorbim de situații, calamități naturale pot fi, să nu dea Domnul, și alte situații ieșite din comun. Noi ce atunci trebuie să mergem să ne cerem voie de la investitor? De ce nu s-a făcut analiza și de ce s-a admis această situație? O să încerc să răspund. Vedeți, obiect al tranzacționării sunt valorile mobiliare. Respectiv, ceea ce ține de cale ferată, teren, nu a fost determinat ca obiect al privatizării respectiv. Dacă nu greșesc, terenul aparține cu drept proprietate după unitatea administrativă teritorială, respectiv sub aspectul folosirii terenului în cauză, urmare determinării sau folosinții terenului aferent întreprinderii care o au, proprietarul terenului urmează să determine acea servitute sau acele restricții ce țin la folosința terenului respectiv. Ceea ce țin de cale ferată, dacă nu mă greșesc, este codul feroviar care prevede anumite prevederi sau aspecte în aspectul folosinței drumul de acces sau căilor ferate. Nu sunt expert, dar pare mi se sunt care vă reglamentează în sensul dat. Permiteți, poate, domnule președinte, onorată curte, noi am avut sesizări în acest domeniu, au fost organizate ședințe, ca atare problema în cauză a fost soluționată. Soluționată dintre agenți economici. Deci ea nu este la moment, nu există. Deci cu aportul agenției. Mulțumesc. Eu o să fac un foarte scurt comentariu la acest subiect, unul de ordin general. Atunci când vorbim de rezervele de stat și căile de acces, noi vorbim de interesul strategic a țării, ca și oricărui alt stat. Și dacă suntem stat și avem grijă securitatea lui, și dacă avem grijă și înțelegerea că de fapt este o țară care trebuie să se ghideze niște norme foarte clare, iar în cazul dat aceste norme sunt de importanță strategică, orice proiect, privatizare, PPP, concesie, din start lucrurile astea, în primul rând, trebuie să fie văzute, identificate. Și, indiferent de faptul, eu înțeleg pe domnul că s-au vândut acțiuni, numai că nu împiedică absolut deloc, în cazul contractului la care se ajunge, s-a băgat o clauză, foarte simplă, indiferent ce se vinde, nu se vinde pământul, înțeleg, se vând acțiunile, asta nu contează, fiindcă să ne ciocnim noi cu asemenea probleme, mă bucur să constat că s-a rezolvat problema, dar nu zic că este varianta ideală. Cineva a căscat gura, pur și simplu.
Lucrurile astea trebuie a priori să fie puse într-o listă roșie, prioritară, și stipulate de la bun început și nu abordate aceste probleme deja post factum. Iată ce constatăm noi. Domnul Munteanu. Mulțumesc. Mai am o întrebare către directorul Tutun CTC, domnul Năforniță. Deci, iarăși, analizând acest raport de audit, după mine a fost îngrijorătoare situația, ca exemplu, cu scăderea volumului de producție. Da? Dacă în 2018 am avut 0,8 miliarde țigări produse, atunci membrii Consiliului au aprobat volume pentru 19-20 de respectiv 0,3 și 0,2 miliarde, în scădere de 5 ori. Mai apoi, iarăși semne de întrebare, îmi ridicau acele stocuri de materie primă create, formate de fapt din anii 2011-2014, stocuri fără mișcare, care au generat și pot genera pierderi. Ce ați întreprins dumneavoastră, fiind în funcție, în vederea îmbunătățirii stării de lucruri la întreprindere? Bună ziua! Vreau să vă aduc la cunoștință că eu sunt numit în funcție imediat după privatizare din anul 2019, începând cu 22 martie. Deci, în perioada până în... Nu pot să... Nici nu m-am întâlnit cu nimeni. Păi povestiți ce ați făcut din martie anul curent până în prezent. Din martie anul curent până în prezent, deci a proces la realizarea planurilor investitorului. Suntem în perioada de reengineering și investiții. Deci până în prezent pot să vă spun că deja s-au avansat și s-au investit 32 de milioane de lei. Urmează a mai fi plătite pe contractele existente încă 53 de milioane de lei ca plan investițional în utilaj și infrastructură. Și pentru anul viitor în jur de 35-40 de milioane de lei sunt planificate. Deci acum cu asta ne ocupăm. Este o întrebare scurtă din partea mea, recunosc, ea iese net din cadrul subiectului discuției de astăzi, dar ca și ex-ministru economiei chiar m-ar interesa. Având acest trend, da, pe care îl vedem aici, înțelegând că pe de o parte sunt și factori obiectivi, situația pe piața internațională, campania de luptă cu fumatul, modificarea legislației și multe, multe alte chestii. Înțelegând totodată că piața Republicii Moldova este una infim de mică pentru volume mai serioase de producere și astfel încât întreprinderea mereu a fost orientată ca și, spre export, ca și sursă de bază de venit. Repet încă o dată că piața internă este una limitată. Suntem o țară mică. Care este strategia întreprinderii informatului actual? Strategie pentru viitor. Fiindcă pot fi una din două strategii. Sau că se orientează mai departe spre trendul negativ, scădere, 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 dar asta va merge cu înrăutățirea indicatorilor economici și finalmente va ajunge la colaps. Sau aveți o strategie de creștere a indicatorilor activității întreprinderii prin majorarea volumului de export pe piețe alternative. Asta aș vrea, pe scurt, concis, dar să înțelegem bine care este filozofia managementului. Deci, mulțumesc. După cum am menționat, se fac anumite investiții în infrastructură și în capacități de producție, din cauza că toate capacitățile de producție care sunt astăzi la atunci tăcei, practic, nu corespund cu trendurile de piață, cu cererile de piață și cu posibilitatea de a ne încadra în normele legale stabilite de către Ministerul Sănătății. Mă refer aici la normele specifice, gudron, nicotină și așa mai departe. Pentru asta, capacitățile respective care sunt și au o vechime de unele mașini și de peste 50 de ani, evident nu pot satisface toate aceste cerințe. Strategia este de a reanoi totul, de a activa piața internă și evident și pe piața internă. Deja sunt contracte cu anumiți operatori internaționali, urmează să producem și sub licență și în loan, deci pentru anumiți operatori și chiar să mergem și pe anumite piețe la export. Deci deja s-au procurat anumite capacități de producție care fac față trendului respectiv, cum ar fi mașinile de țigări de dimensiunea super slim și
queen size, 100 de milimetri și mai departe. Deci sistemele de dusting, sistemele de feeding. Astăzi era detalii. Da. Doamna Coval. Domn președinte, în continuare a întrebării care dumneavoastră ați înaintat și colegul meu, domnul Munteanu, cu privire la volumul de producere. Deci, agentul economic care a procurat însuși societatea pe acțiuni tutun CTC, cumpărătorul pachetului de acțiuni, da? A importat produsele de tutun în valoare din 2011 până în 2018, a importat produse din tutun în valoare de 1.300.000.000 lei. Și a exportat, adică de la noi a fost exportat, producția în volumul de 303.000.000 lei. Beneficient în anii 2011-2012 de facilități conform cadrului fiscal, prin rețeaua duty free, în suma totală de 277.000.000 lei, care au fost acordate inclusiv și în anul 2018, când agentul economic privat a procurat valorile imobiliare a statului. Și la mine e o întrebare foarte interesantă. Beneficient de facilitățile în volumul de 277.000.000 lei, sunt procurate acțiunile a întreprinderilor, adică acțiunilor societății pe acțiuni tutun CTC, în volumul de 166.100.000.000 lei. Chitatea totală. Eu înțeleg acum deja că întrebarea dată tot ce se legat. Cu prețul nu poate fi înaintată către agentul economic care a procurat pachetul de acțiuni. Dar asta încă o dată demonstrează că autoritățile publice centrale care au fost responsabile inclusiv de elaborarea prețelor, de evaluarea patrimoniului, de condițiile, de stabilirea condițiilor, nu au executat conform toate acțiunile necesare care sunt prescrise în legile, în hotărârile de guvern. Asta e opinia mea. Dar vă rog frumos, acum deja eu am o întrebare către agentul economic care a procurat pachetul de acțiuni. Totuși, viziunea dumneavoastră, care e situația la moment, ce aveți de gând să faceți? Și totuși, ce pe noi așteaptă? O să închideți întreprinderea sau nu? Bună ziua! Deci, ca reprezentant a investitorului, vreau să comunic de la preluarea întreprinderii. Noi am conștient, adică am știut situația reală a întreprinderii când am preluat-o. Noi am văzut o perspectivă în relansarea activității întreprinderii. Am văzut alte direcții care nu au fost utilizate până în prezent de către administrația anterioară și am început implementarea lor. Inclusiv am făcut mai multe demersuri și la instituții de stat cu privire la modificarea cadrului normativ legislativ în privința producției de tutun, care ar facilita, ar contribui la promovarea produsului intern și ar stabili niște reguli mai echitabile comparativ cu producția de import, ar permite și producția autohtone să concureze, să fie realizată, inclusiv pe piața internă. În afară de aceasta, noi am identificat mai multe direcții, cum a menționat domnul Năforniță, procurarea utilajului pentru producerea țigăretelor de format care este întrebată pe piața Republicii Moldova și nu doar Republicii Moldova, dar și piața internațională, care să ne permită să exportăm producția noastră, să majorăm utilizarea capacităților de producție la întreprindere prin prestarea serviciilor de producție pentru alții, respectiv micșorând ține costul producției proprii, care iarăși ne-ar permite să concurăm cu producția internațională. Se elaborează mărci noi de țigări care deja au fost lansate pe piață și respectiv și produse și țigări noi. Adică avem un plan, avem o viziune, avem încredere în ceea ce facem.
Spuneți, vă rog, dar în comparație cu anul 2018, volumul de export s-a majorat sau nu? Nu putem spune. Ceea ce s-a exportat în anul 2018 a fost vânzare prin magazinele duty free. Adică nu poți considera asta ca anume la export. Tutunul cetățean de mulți ani nu exportă direct în alte țări. Este o activitate, un export așa, prin magazine la ieșire din țară, care tot se consideră export. Știți, eu vă înțeleg pe dumneavoastră. Știți de ce? Că nu puteți să-mi spuneți că da, s-a majorat. Dar luați considerați că în condiții este stabilit asta. Asta în primul rând ce este stabilit în condițiile de privatizare. Să obțineți să fie majorat exportul din Republica Moldova. După reutilare, după lansarea produselor noi, nu poți ieși cu un produs care nu este întrebat pe piață, pe piețele internaționale, care nu este întrebat pe piața locală, pe piețe internaționale. Respectiv, întâi trebuie să aduci produsul, să elaborezi un produs competitiv, după care să ieși pe piețe externe. Mulțumesc. Domnul Rotaru. Mulțumesc mult, domnul președinte. În contextul în care nu sunt reprezentanții Inspectoratului Fiscal, cum au fost invitați, este reprezentat Ministerul de Finanțe. Noi știm politica, în general, la Ministerul de Finanțe și a Inspectoratului Fiscal este faptul că ne bazăm pe conformare benevolă și, respectiv, agenții economici care intră în, după anumiți indici de risc, intră în vizorul inspectoratului, urmează să fie verificați. Uitați-vă că, consecvent, din anul 2011, din 2012, impozitele și taxele pe care le achită tutun cetăția au avut un trend negativ și un trend accentuat negativ. Totodată vedem că, odată cu modificarea și intrarea în vigoare a hotărârii de guvern 613, unii agenții economici au returnat la tutun cetăția produse de tutun, sau, da, produse de tutun, aceste produse au fost ulterior revândute în Transnistria. Este vorba din cele 13 milioane de lei care au fost, 22 de milioane care au fost returnate, 92 milioane au fost vândute în Transnistria. Cum comentați dumneavoastră livrări în Transnistria, știind că statutul acestei regiuni acum, din păcate, nu este controlat de Republica Moldova și toate schemele de evaziune fiscală în mare parte au fost inclusiv intermediate de această regiune. Și noi cunoaștem fenomenul de contrabandă de țigări și probabil că livrările în acest teritoriu au un risc sporit și o atenție deosebită să aibă din partea inspectorului fiscal respectiv. Cum comentați dumneavoastră aceste livrări în Transnistria? Mulțumesc! Mersi foarte mult, stimat domn președinte, onorată curte. Eu, dacă e posibil, o să răspund la întrebare, dar vreau și câteva contexte, că e foarte important ce ține de politicile de accizare și inclusiv de trendul care a avut loc de descreștere și am văzut și în raport un motiv fiind și cotele accizelor. Doar o foarte succintă istorie, dar eu cred că e foarte important pentru dumneavoastră și pentru cei prezenți la ședință. În anul 2011 a fost cel mai mare volum de producție a tutunului, practic de aproximativ până la 6 miliarde de lei. În anul 2011 a fost o piață de 11 miliarde de țigări produse și importate, dar trebuie să spunem lucrul pe nume că piața asimilează până la 5 miliarde de țigări. În acea perioadă și după acea perioadă, Ministerul Finanțelor a promovat politici de accizare în vederea susținerii inclusiv și a producătorului autohton. Au fost două direcții. Una, cota accizului s-a bazat pe ad valorem, ceea ce înseamnă că afectează prețurile mai mari, pentru că producătorii erau pe prețuri mai joase. Și a doilea moment era țigările fără filtru, era diferențiat și era o cotă mult mai joasă. Până în anul 2014, importatorii se axau doar pe prețuri mai mari și aveau nișa lor de piață. Sunt patru jucători foarte mari internaționali pe piață și sunt foarte puternici sub aspect de cost, brand și marketing. Începând cu anul 2014, jucătorii importatori, din analiza noastră, ei au început să orienteze și pe clasa de jos. Și dacă în anul 2014 nu a fost importat nicio țigaretă fără filtru, care era sectorul tutun cetăceului, în 2015 42.000 de bucăți, 2016 239.000 de bucăți, 2017 1.100.000 de bucăți,
ceea ce înseamnă că nouă ne eroda politicile noastre de accesare, aveam încăsări mai mici prin politicile noastre de susținere a producătorilor autohtoni. În aceste condiții, și având în vedere angajamentele și inclusiv internaționale, și piața în regiune deja arată că toate țările deja aplică același acces și pentru fără filtru și cu filtru și fără filtru, începând cu anul 2018, am început să creștem mai mult țigările fără filtru. Și în raport este menționat că s-a dus prejudiciul la buget, pentru că în anul 2012 am avut 227 milioane de lei de la tutun CTC, este adevărat, și în anul 2018 70 de milioane de lei. Dar solicitarea noastră ca în raport să fie o abordare mai complexă, pentru că și în această perioadă, dacă să ne uităm pe parte de importuri, noi am avut pierderi de 140 milioane la nivel de producători, la nivel de importatori, încăsările au crescut cu 1 miliard de lei. Ceea ce, după mine, sub aspect bugetar, a fost un succes pe încăsări. Ce ține de facilități și întrebarea domnului Petru referitor la magazinele duty free. Eu nu le-aș considera facilități livrările în duty free, pentru că nu doar agentul Bridge, în cazul dat, are dreptul de a introduce în duty free, dar orice alt agent economic. Singura noastră problemă majoră era că aceste livrări se făceau și la magazinele duty free la intrare și asta a priori ele ajungeau pe piața din Republica Moldova. Dacă atunci când prețul în Republica Moldova era jos, marea majoritate a țigărilor, inclusiv și cele care plecau în Transnistria, din presupunerile noastre, doar ca presupuneri, ele plecau în zonele unde prețurile sunt foarte mari. Odată cu creșterea accizului la noi și creșterea prețurilor, presupunerea noastră că magazinele localizate în intrarea în țară furnizau și anumite țigări pentru consumatorii noștri și ne prejudiceau bugetul, inclusiv și cel mai probabil din segmentul transnistrian. De aceea, în luna septembrie a fost adoptată lege. La intrare deja vor fi accizate tutunul. În Transnistria nu mai există magazin duty free, dar oricum rămâne o nișă de risc și acestea rămâne să fie comercializate doar la ieșire. În concluzie, ce ține de Transnistria, pentru noi este foarte complicat să urmărim tot traseul de mai departe a țigărilor care ajung în Transnistria, dar marea lor majoritate probabil că au un traseu mai încolo. Pentru noi, ce este important, să nu fie afectată piața noastră, pentru că noi deja majorăm accesele foarte puternic și simțim deja 5% deja piața devine neagră și asta este o problemă. Pe aspect exterior trebuie să avem grijă de reputația țării. Dar sub aspect de bugetar, realitatea este că bugetul nu este afectat. Asta este situația. Vă mulțumesc. Da, vă rog, domnul Rotaru. Aș vrea să precizez, să concretizez o chestie. Compania Elibridge nu are magazine la intrare în țară. Respectiv, toată marfa care intră în magazine este comercializată la ieșire din țară și nu afectează piața internă. Domnul Rotaru, pe scurt, suntem deja la o oră jumate. Da. Mulțumesc, domnul Roc, pentru această informație exhaustivă. Doar că dumneavoastră spuneți că odată cu majorarea accizilor există riscul să apară piața tenebră, să vorbim economia tenebră și ține de comercializarea tutunului, dar trebuie să menționăm faptul că, oricum, inclusiv cu accizul care este în Republica Moldova, produsele în cauză oricum sunt cele mai mici din zonă și atunci există riscul de comercializare sau de export ilicit a acestor produse și respectiv Transnistria este o pistă prin care se fac acest lucru. Mulțumesc. Un singur comentariu că e foarte important. Dacă în anul 2011 accizele erau foarte joase, în presupunerea noastră ele se achitau accizul și se exportau mai departe. E așa numite țigări albi, unde se achită accizul, se exportă. Odată cu creșterea accizului, deja costul de oportunitate de a achita accizul a devenit mai scump și atunci au intervenit alte căi de traseu acesta. Colegi, eu o să vă întrerup această discuție, fiindcă noi vorbim de niște noțiuni clasice economice,
Sunt teorii care demonstrează foarte clar această curbă interrelație inversă, o funcție inversă, că într-adevăr există un punct, hai să spunem, un punct de fierbere, punct maximal. De momentul în care impozitarea o ia în sus, lucrul ăsta, mai sus de acest punct, lucrul ăsta stimulează din ce în ce mai multă comercializarea piața neagră și intrarea deja pe zona gri sau chiar pe zona neagră. Noi lucrul ăsta înțelegem foarte, foarte bine. Iar cu zona transnistreană, hai să nu uităm că se extinde în continuare și mă bucur foarte mult, cu partea ucraineană, da? Inițierea deschiderea punctelor de control comun de frontieră pe teritoriul ucrainean, și asta pentru a acoperi segmentul transnistrean în graniței de stat Republicii Moldova în această zonă. Aici o să oprim dezbaterele pe marginea proiectului prezentat. Curtea va continua cu etapa de deliberări care se produc potrivit cadrului regulatoriu în regim închis. Noi vom examina rezultatele discuțiilor din această sală de astăzi, pe baza raportului prezentat. Vom adopta în varianta în care plenul curții va decide hotărârea pe marginea acestui raport, care va deveni oficială de momentul publicării ei în monitor oficial, cu prezentarea acestor documente către toate părțile implicate, dar în speță noi vorbim de două mari instituții. Noi vorbim de executiv și noi vorbim de Parlament. Eu vreau să mulțumesc prezenței la această ședință, să declar închisă partea ei publică oficială și să vă doresc tuturor, cu excepție echipei Curții de Conturi și plenul, o zi bună în continuare.